În Spania, propagarea necontrolată a variantei Delta aruncă țara în cel de-al cincelea val al pandemiei. Numărul cazurilor se dublează de la o săptămână la alta, fapt care determină acum autoritățile locale să reintroducă restricții. Madrid, Barcelona și Valencia sunt printre cele mai afectate orașe, iar autoritățile locale cer insistent guvernului să introducă din nou obligativitatea purtării măștii. Care este situația și cum încearcă spaniolii să limiteze răspândirea virusului, ne spune corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrica. Da, Spania e reintrat după mult timp în sintagma risc extrem de contagiune. Situația este mai gravă în mai multe comunități. Valencia, Barcelona, Madrid sunt trei dintre ele. Aici, varianta dominantă, pentru prima dată recunoscută oficial, este varianta Delta. În Catalunia, de exemplu, peste 60% din noile cazuri sunt cauzate de această mutație. În special sunt tineri. Indicele de propagare în rândul tinerilor este de 800 la 100 de mii. Aceasta are două cauze identificate de specialiști. Una este neînceperea vaccinării pentru categoria sub 30 de ani. Cealaltă este modalitatea tinerilor de a nerespecta regulile și legile. Adică fac boteioane, cum se numesc aici, petreceri neorganizate în care nu țin cont de nicio restricție. Nu poartă mască, nu respectă distanțarea socială. Autoritățile fac apel pentru acești tineri să evite aglomerațiile, să evite aceste petreceri. Apoi ei fac apel către tineri să se ducă să se vaccineze. Guvernul central a decis tocmai pentru a opri această propagare necontrolată să permită tuturor celor sub 30 de ani să se vaccineze peste rând, cum ar veni, adică fără programare și fără să țină cont de locul în care se află. Adică dacă acești tineri se află în altă comunitate ca turist decât de unde sunt, pot să se vaccineze acolo.